Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vorbim un pic despre șoferi neatenți și despre legătura cu vârsta. Nu știu dacă ați văzut incidentul care a fost zilele trecute în Sighișoara, unde într-o parcare se întâmpla o șoferiță mai în vârstă, 71 de ani înțeleg că avea, dădea marșarier și a lovit o doamnă care trecea prin spate. A vrut să iasă cu spatele de pe locul din parcare și prin spatele mașinii trecea o doamnă, a lovit-o, o doamnă, nu știu cât avea, 45 de ani. A căzut și a continuat să dea cu spatele și, mă rog, a intervenit repede niște trecători, au strigat la doamna respectivă, frână, nu știu ce. Doamna a oprit șoferița și după care a dat tare marșarier, a prins-o pe săraca femeie sub roți, a târât-o și s-a dus în marșarier, a lovit încă două mașini foarte puternic cu spatele. A venit descarcerarea, mă rog, a scăpat doar cu niște răni ușoare, înțeleg, deși nu te-ai aștepta. Și doamna a spus că șoferița de 71 de ani a declarat ulterior că, citesc, s-a speriat și a reacționat instinctiv. Și că abia când s-a dat jos din mașină a înțeles ce a făcut. Și acum l-am sunat pe amicul nostru, Titi Aur, instructor de șofat defensiv. Bună dimineața, domnule Aur! Neața! Bună dimineața, bună dimineața! Bun, acum s-a pus accent în relatare pe vârsta șoferiței. 71 de ani, s-a spus că poate că ar trebui făcut ceva pentru șoferii care depășesc o anumită vârstă. Spuneți-ne, care e situația acum în codul rutier cu șoferii care depășesc, nu știu, 60, 70 de ani, 80 de ani? Există reglementări, există limitări? Da, acum nu există reglementări în afară de vizita medicală, care este obligatorie la o anumită perioadă de... și aici tot variat, a fost la 10 ani, acum s-a făcut pentru vârstă mai mare, în fine, că se face la un an, dar problema nu se pune doar din această reglementare, reglementarea în sine, ci se pune la modul general de cât de educați suntem și cât de pregătiți suntem să folosim aceste arme care sunt mașinile pe care dacă nu le folosim corect, nu le stăpânim corect, devin arme, după cum se vede, se întâmplă sau avem tragedii zilnice cu 5 morți, cu 25 de răniți grav, cu în jur de 70-80 de răniți ușor în fiecare zi. Suntem practic într-un război continuu, suntem țara cu cel mai mult sânge pe șosea. Limitarea vârstei la care se conduci nu poate, sau în fine, nu trebuie să fie neapărat o soluție și vă dau repede un exemplu. Anul acesta la Raliul Safari, etapă de campionat mondial în Africa, o etapă foarte grea, a luat startul un pilot polonez de 91 de ani, pilot care într-adevăr a fost campion european, este un pilot cunoscut, Zasada se numește, dar ideea e că și bine, la acum, 91 problemele s-ar putea să apară mai degrabă în traficul urban și în parcări, iată, decât într-un raliu din Sahara. Vorbim de capacitatea unei persoane mai în vârstă sau mai puțin în vârstă de a conduce, ar trebui să treacă practic fiecare șofer prin niște filtre. Într-adevăr, în funcție de vârstă să fie mai dese sau mai puțin dese sau mai perioada mai mare sau mai mică și acele filtre ar trebui să fie în primul rând vizita medicală care să fie corect făcută, nu cum e acum în anumite locuri te duci, ai plătit și îți dă fișa medicală indiferent ce vârstă ai sau ce capacitate ai și se întâmplă asta, credeți-mă, tatăl meu are 89 de ani, are, apropo, astăzi împlinește și urez la mulți ani, și are permis valabil, nu mai conduce pentru că e conștient, dar are permis pentru că s-a dus, a făcut fișa medicală, i s-a prelungit, are permisul și așa, deci nu e în regulă asta. Și doi, examenul psihologic. Pe timpul se făcea acest examen, pe timpul însemnând înainte de Revoluție. Nu acum 2000 de ani totuși, înainte de Revoluție. Examen psihologic care are două componente, sau în fine acest examen că este partea psihologică și este partea de reflecție pe care o făcea pe timpul nostru tot psihologul, dar asta nu trebuie să fie neapărat, poate fi făcut sau acest test de un specialist ca să testeze persoana respectivă dacă are reflexele corecte, dacă își coordonează mâini, picioare și asta nu e doar la 70 sau doar la 90 de ani, ar trebui să fie făcut de când te duce permisul și ar trebui să fie repetat cel puțin o dată la 10 ani până la 50 sau până la 60 de ani și pe urmă mai des. Dar marea problemă rămâne educația. Și acum, de fiecare dată când fac comentarii, sunt certați. Păi da, dar victima n-are nicio vină. Ba da, din păcate, are și victima din punct de vedere conducere defensivă. Atenție, nu vorbim de partea legală. Pentru că dacă treci pe spatele unei mașini fără să-ți imaginezi că mașina aia s-ar putea să te lovească, înseamnă că nu înțelegi ce ți se poate întâmpla când ești pe stradă sau prin parcare sau oriunde. Pe urmă, persoana de la volan, care are 70, care are 20, care are 100 de ani, apropo și de cazul din Andronație, când femeia a accelerat în loc să frâneze și a omorât cele două fetițe și a fost o tragedie și e o tragedie. Deci se întâmplă lucruri la volan câteodată atât de diferite decât ai crede, în sensul că ajungi să ai reflexe ciudate. De ce? Pentru că vrei să accelerezi și frânezi. Și spui, aoleu, invers, vrei să frânezi și accelerezi. Și toată lumea spune, păi n-a știut, păi ar trebui să... E o greșeală sau, în fine, e un lucru pe care îl înveți greșit, o deprindere greșită din școala de șoferi, pentru că nu te învață nimeni unde să ții călcâiul piciorului drept. În loc să-l ții în dreptul pedalei de frână, îl ții în dreptul pedalei de accelerație. Și faci asta toată viața și când se întâmplă un caz odată că accelerezi în loc să frânezi, și se întâmplă în toate țările, dar și în România povestea asta, începem să ne gândim oare ce ar trebui să facem. Ar trebui să învățăm corect pe școala de șoferi. Și foarte multe alte lucruri. Și de la grădiniță să învățăm cum să ne comportăm pe trotuar și prin parcare, domnul Aur, și când ne urcăm la volan la fel. De ce o fi atât de greu să fie implementate elemente, cum să spun, elementele principale ale șofatului defensiv în cursurile de obținere a permisului? Azi noapte la ora 2 am aterizat la București, am fost în Suedia, unde am făcut un reportaj, un documentar despre cum se poate în Suedia, pentru că Suedia este pe locul 1 la siguranță rutieră și cum se poate sau de ce nu se poate în România. Acum 24 de ani ei au implementat un proiect care se numește Vision Zero. Vision Zero înseamnă zero victime, în mod special pe stradă. Acum o să fiu rău, dar și noi avem Vision Zero. Dar tradus așa, motamo, viziune zero. Da. Deci dacă noi avem viziune zero, așa va fi. Până când cineva de sus, și de sus nu poate fi decât de la Guvernul României, de la cel mai înalt nivel, nu va lua taurul de coarne și va spune, avem o mare problemă. Suntem țara cu cei mai mulți morți, răniți și cu cel mai mult sânge pe șosea. Consumăm 3.300 de milioane de euro pe an doar ca urmare a victimelor, adică costuri sociale, plus încă vreun 1,5 miliard pe daune. Asiguratorii se plâng că nu le ajung banii, șoferii se plâng că sunt primele de asigurare foarte mari, dar, de fapt, dacă faci accident, asiguratorul nu poate să facă decât să-ți crească prima, iar șoferul să plângă că e prima, indiferent că șoferul, că sindicatul, că indiferent cine. Deci suntem într-o situație foarte complicată din acest punct de vedere. Într-adevăr, și COVID-ul ne-a dat peste cap, dar acolo s-a mișcat toată omenirea, s-a mișcat toată țara, s-au mișcat toate guvernele. În povestea asta cu morții pe șosea a devenit o obișnuință. Și ce dacă? Câți au murit astăzi? Au murit 5. Deci suntem în medie, nu e nicio problemă. Doar când mor 10 într-o zi, că am avut zile cu 10, cu 12 deci morți... Deci o viziune la nivel național. Asta spune și un program... La nivel național, de la cel mai înalt nivel. Mulțumesc foarte mult! A fost Titi Aur, instructor de conducere defensivă, în direct la Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.